Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați venit și săptămâna aceasta la rubrica noastră, Cartea de Pedagogie. Eu sunt Doru Căstăian și azi vreau să vă vorbesc despre această carte, cartea unui psihoterapeut pe nume Donald Robertson, un psihoterapeut cu studii de filozofie specializat în stoicism, și volumul se numește Cum să gândești ca un împărat roman, filozofia stoică a lui Marcus Aurelius. Nu sunt la prima lectură a unei cărți a lui Donald Robertson, dimpotrivă chiar am tradus una dintre cărțile lui Donald Robertson acum mai mulți ani la editura Litera. Trebuie să recunosc că această carte mi-a depășit toate așteptările. Știam că Robertson este un bun comunicator. Știam că este un abil scriitor atunci când vrea să ajungă la cât mai mulți oameni, însă recunosc că volumul de față e nu numai o carte utilă, ci și o carte profundă. Din punctul meu de vedere, o carte care reușește să ducă chestiunile pe care le discută la un nivel remarcabil de reflexivitate. Abordarea este iarăși foarte interesantă pentru că practic toate sfaturile și toate lucrurile pe care Robertson le propune în calitatea sa de psihoterapeut cu formare filozofică sunt puse în contextul istoric al vieții marelui împărat roman Marcus Aurelius. Un împărat atipic din foarte multe puncte de vedere, un împărat care a avut curajul de a se lupta cu nenumărate armate barbare, dar în primul rând curajul poate mult, mult mai mare de a lupta cu el însuși, cu vremurile, cu apucăturile ne la locul lor ale oamenilor și care a reușit performanța incredibilă de a nu se lăsa orbit de puterea pe care o avea, de a nu se lăsa rătăcit de toate influențele nefaste din jurul lui. Marcus Aurelius ne-a lăsat un text, unul din marile texte ale filozofiei occidentale, Gânduri către sine însuși, tradus de asemenea în limba română, care este un jurnal de front, este un jurnal de maturitate târzie, chiar de senectute, ținut în timpul unei campanii războinice, campania din nordul Imperiului, și care a devenit, deși nu asta a fost intenția autorului, a devenit unul dintre marile texte de filozofie ale tradiției occidentale. Donald Robertson reușește performanța deloc ușoară, din punctul meu de vedere, de a ne aduce aproape într-un limbaj ofertant, într-un limbaj accesibil azi, marile idei ale stoicismului, are calitatea de a ne face să înțelegem cum aceste mari idei au pătruns în practicile și viziunile psihoterapeutice contemporane. Și nu în ultimul rând, Robertson reușește să ne furnizeze un manual, dacă vreți, un enchiridion, nu? Cum ar spune Epictet, util în fiecare zi pentru a ne căli sufletește, pentru a ne face mai principiali, mai puternici, oameni de caracter și capabili să facă față provocărilor pe care le întâlnesc în fiecare zi. Nu știu ce să vă mai spun ca să vă conving de frumusețea acestei cărți. Poate că cel mai nimerit lucru ar fi să închei nu cu un citat din Donald Robertson, ci cu un citat chiar din Marcus Aurelius, pe care Donald Robertson îl alege pentru a-și încheia cartea. Durata vieții omenești e un punct, substanța sau un flux, senzația obscură, întreaga alcătuire a trupului sortită unei rapide putrefacții, sufletul un vârtej, soarta greu de ghicit, faima nesigură, pe scurt, tot ce ține de trup e un fluviu, iar tot ce ține de suflet un vis și o vanitate. Viața este un război și un popas făcut de un străin, iar renumele peste ani uitare. Cine poate așadar să ne însoțească în viață? Un singur și unic lucru, filozofia.
Dar aceasta presupune păstrarea daimonului interior la adăpost de orice dezordine și neajuns mai puternic decât plăcerile și suferințele, nefăcând nimic la întâmplare, în mod fals și ipocrit, fără să aibă nevoie ca un altul să facă sau nu ceva. Și chiar capabil să primească tot ce se întâmplă și tot ce este sortit ca venite din același loc din care și el a venit. Și mai ales capabil să aștepte moartea cu sufletul împăcat, considerând-o nimic altceva decât o descompunere a elementelor din care este alcătuită fiecare viețuitoare. Și dacă pentru aceste elemente nu există nimic înspăimântător în faptul că fiecare se transformă fără întrerupere unul în altul, din ce cauză ar trebui cineva să se teamă de transformările și descompunerile tuturor lucrurilor? Căci este un lucru potrivit naturii și nimic din ceea ce se întâmplă potrivit naturii nu este rău. Afară se întunecă, dar nu-mi dau seama. Ochii mi-au slăbit, înconjurați din toate părțile de întuneric. Nu voi mai trăi să văd încă un răsărit, dar nu contează. Vă mulțumesc și vă recomand din suflet să citiți cartea lui Donald Robertson. La revedere!